Cronicarul sportiv Mircea Măionescu a avut amabilitatea de a acorda un interviu televiziunii noastre, subiectul fiind legat de fotbal și de echipa Astra Giurgiu. În această ediție amănunte despre parcursul formației Astra în competițiile europene, cu cifre și statistici, păreri despre eliminarea celebrei West Ham United, impresii despre fantasticul 3-2 cu AZ Alkmaar, dar și păreri despre partida de mâine din Olanda. Iar în final, impresiile cronicarului Mircea Măionescu despre selecționarea, sau mai bine zis neselecționarea lui Budescu la național. Dacă e să luăm frumoasa prezența Astrei în această toamnă europeană, sigur, un comentator sportiv forează puțin și în site-urile nu prea îndepărtate ale cupelor bătrânului continent. Ori o echipă nouă în raza europeană, cum este Astra Giurgiu, și-a început traseul, a ajuns la Borna 23, dacă țin eu bine minte. Meciul din Olanda va fi a 23-a întâlnire în a 24-a întâlnire în contextul european al formației giurgiuvene. Ea și-a început în 2012-2013 drumul spre o recunoaștere europeană a meritelor ei. La ora actuală, eu zic că este unul dintre timurile de luat în seamă în Europa. Și a început acest drum cu un 1-0 la Domașlă, dacă țin bine minte, urmat din nou cu o victorie în insula Afroditei, la Nicosia, 2-0 cu Omonia Nicosia. Sigur, au urmat și alte înfrângeri, dar ce aș spune că asta a avut până astăzi, până mâine seară când a jucat în Olanda, a avut 11 meciuri în deplasare, a câștigat 5, să nu uităm, un egal luna trecută la Londra cu West Ham și 5 eșecuri. Golaverajul Astrei e de relevat pentru că a marcat în cele 11 deplasări 20 de goluri și a primit 23. Sigur, bilanțul negativ se datorează unei eclipse absolut inexplicabile pentru mine la ora actuală. Finalul stagiunii europene de anul trecut pentru formația giurgiuveană, prin acele trase la Xerox rezultate, 1-5 la Zagreb și la Salzburg. Dar să uităm de ele, pentru că au fost mai multe lumini, zic eu, decât umbre. Au fost victoriile, dincolo de cele două amintite, Domažlja și Nicosia. A câștigat la Trencin asta cu 3-1, a câștigat la Liberec cu 3-2, a câștigat superb 2-1, acel 2-1 la Lyon. Lucruri care puțin s-ar putea mândri cu un asemenea palmares. Sigur, întrebarea care vine e automat, ce face Astra cu AZ Alkmaar? Eu v-aș întreba ceva până atunci, v-aș întreba dacă v-ați luptând de eliminarea lui West Ham. Dumnezeu, luat după numele lui West Ham, sigur că ne surprinde. Luat după faptul că West Ham a început campionatul cu o victorie în deplasare 2-0, sigur că mă surprinde. Luat după jocul Astrei, cine a văzut jocul Astrei, din păcate, meciul de la Londra nu l-am văzut, că nicio televiziune nu s-a îngrămădit să transmită partida și era de transmis, atunci nu ne mai surprinde nimic. Asta este pe val, este într-un moment foarte bun al carierei, este o simbioză între antrenor, jucător și văd și stafful organizatorii cu Daniel Coman, debutant în această meserie, dar iată-l, a venit cu înțelepciunea jucătorului serios care a fost o viață întreagă, iar Astra la ora actuală este cea mai bună formație din România. S-au supărat mulți, dar rezultatele vorbesc și mai ales fantastica forță ofensivă a echipei din Brisa Dunării. Cum a fost acel 3-2? Da, a fost un meci care demonstrează, vine și argumentează în plus afirmația mea că Astra este la ora actuală cea mai bună echipă din România, care nu numai că are o forță ofensivă, dar are și o forță morală. Să revii de la 0-2 consecutiv la Londra și la Giurgiu,
La Londra, dacă mai continua meciul, probabil că ar fi câștigat și acolo, sub poziție, dar este 2-2 după 0-2 cu West Ham. La Giurgiu, după 0-2 scurt, eram ca niște boxeri sub rafalele lui Bute, a venit imediat acea zvârcolire a echipei giurgiuvene și s-a făcut un 3-2 de toată splendoarea în prelungirile primei reprize. Deci astăzi, mâine seară, între lalele, eu cred că Astra va câștiga, nu va face meșnul. Armarul nu are decât două egaluri pe teren în campionatul Olandei, iar pe teren propriu un singur punct duminica cea trecută. Astra va câștiga și sigur, veți spune că e suficient și un egal, sigur este și un egal. Dar nu văd ducându-se în Olanda doar pentru un egal. Nu a plecat acolo pentru un egal. Simte, echipa simte că poate spulbera mai toate redutele care au fost puse în cale și în cel mai rău caz va fi un meci nul, suficient și el. Văd un 2-1, 3-1 pentru asta. Aș vrea să discutăm în final discuția noastră despre Tudescu și convocarea sau neconvocarea de Liga Națională. Da, este una dintre greșelile care s-au tot comis la pupitrul echipei naționale, indiferent de cei care ocupau această funcție responsabilă, nobilă, dar foarte responsabilă. Amicul meu, Pui Ordănescu, din păcate, de data aceasta, o mare greșeală, a nu luat pe Budescu, iar Gazeta Sportului de astăzi îl pune la zid și cu argumente absolut implacabile. Messi are, de asemenea, parametrii fizici al lui Messi sunt jos, dar parametrii tehnici al lui Messi țin de capodoperă. Budescu, la ora actuală, este, cred, cel mai informat atacant român. A nu lua într-un lot în care atacanții numeri pe degete, realizatorii, ridică semne de întrebare. Dar să nu uităm, nici Oblemenco n-a fost convocat, nici Dobrina, a fost o perioadă când din rațiuni absolut inexplicabile nu era convocat. Iată Budescu, eu zic că pierde echipa națională în acest moment. Era fotbalul vest german, fotbalul german acum a avut două exemple în această discuție de semnalat. Uwe Zeller și Gerd Müller. Uwe Zeller stătea practic tot timpul, 89 de minute, nu făcea nimic. Venea un minut când se termina meciul. A dat gol împotriva Italiei și cu ceafa. Uwe Zeller, a venit Gerd Müller. Antrenorul trebuie să înțeleagă că o echipă de fotbal nu poate fi suma a 11 oameni. Uneori intervine un element, dacă vreți, dirijorul care este în teren, omul care aprinde scânteia, care nu poate fi oprit, care nu poate fi barat, iar Budescu, om care îți marchează din lovituri libere, din corner, din acțiune și tot de la distanță, cred că era foarte nimerit și pentru această partidă cu Ungurii, deloc ușoară, a spune. Mai ales că avem probleme mari ca joacă, nu joacă, în privința ofensivei române, să dea Domnul să câștigăm, dar Puiu nu avea voie să facă această gafă. Revin puțin la Astra. Să nu uităm că și Mudică, care și el este pe val și zic că la ora actuală atât de hulitul Marius Mudică, pentru temperamentul lui, dacă vreți, face parte din personalitate. Nu-s de acord cu toate atitudinile pe care le are, dar îi merge, iese, se spune pe actor, pe autor, să nu cunoaștem detalii. Din păcate, la fotbal, detaliile se văd. Se văd și presa aleargă foarte mult după ele, presa de astăzi. Acești Mudică a fost antrenor de cupe europene și la Vaslui. Să nu uităm, are două rezultate mari. Adică un 1-1 la Istanbul cu Fenerbahce și un 2-2 la Milano cu Inter Milano în 30 august 2012. 2-2 făcut de Inter în minutul 92 când a egalat.
FC Vaslui a condus atunci cu 2-1 la Milano. Dar se schimbă datele problemei. Atât Fenerbahce cât și Inter au câștigat la Vaslui. Mai bine zis, la Piatra Neamț, unde s-a disputat partida. Fenerbahce cu un 4-1 de ne-a sărit apa în cap și n-a mai văzut fotbal. Interul cu 2-0. Astăzi, mâine, mai bine zis, Marius și Mudică și falnica trupă de la Dunăre merg între lalele cu o coroană demnă, neînvinsă în această toamnă europeană, pentru că totuși asta va juca în toamna europeană, și zic că datele sunt cu totul și cu totul altele. Oricum, și o calificare în dauna unei formații olandeze este un mare merit. Almar fiind, să spunem, primele 3-4 formații din țara Lalelelor.